Absolut condamnare, dacă a ajuns la Tamara, da, e absolut real, nu. A ajuns la Tamara Dobrin, era la Consiliul Culturii sau unde era ea, așa, a zis că mă iau de dânsa. Mă rog, ei s-au explicat că sunt Tamara, soția e Tamara, mă rog, era și Tamara Butrician, Tamara Crețulescu, nu mai mult. Dar spunea că, de fapt, altă interpretare era al lui ăla, Alex, unul cu trei nume, era unul Ștefănescu, nu știu cum, care venea și la ședință la Consiliul, nu mai nu Alex Ștefănescu, nu, Doamne ferește, nu, era unul cu trei nume, nu știu, Ștefănescu. Dar și ăla era la Consiliul, sau nu știu, pe acolo era. Mai era unul Dulea, ăla era... Dulea. Nu, Dulea îl cheamă. Ăla era sinistru, absolut. O spus bine, scrisesc s-a fost un poet Tiberiu Utan. Știi care îți mai amintește, da? Tiberiu Utan, că era în perioada aia, proletcultistă, total, din Tiberiu Gheorghe, Biu Teșcan, așa ce. Și avea un vers, frumoase versuri, scrie țara de dimineață până seara. Și ăla se mai bat joc de, adică că e o replică, cumva, probabil că era o chestie de memorie falsă, în sensul că mi-a plăcut mie acolo ceva. De dimineață până seara am dus. Cu ăla care avea trei nume, nimic l-am uitat, pentru că mi-a făcut multe figuri în volum. În sensul că eu aveam reparat al cu trei sâni și m-a pus să fie cu doi, care acum trei. Am aflat acum aici, mi-a spus cineva, chiar o domnișoară, doamnă, mi-a spus că există o Krishna sau o Catenea la șapte țâțe sau așa ceva. Adică eu totuși nu mi-am închipuit șapte.